Doru Harcău, un bărbat de 39 de ani, a fost greu încercat de viață. Prietenii și familia fac un apel către fiecare dintre noi după ce acesta a fost diagnosticat cu cancer. După un lung șir de tratamente, dar și după două operații, lui Doru îi se oferă acum șansa la viață printr-un tratament oferit în Germania, însă suma totală a acestuia depășește cu mult posibilitățile financiare ale familiei greu încercate. Doru este din Șimian, iar povestea lui a început acum un an, atunci când viața lui plină de vise și speranțe a fost dată peste cap de un diagnostic teribil, tumoare pe creier. În tot acest timp, bărbatul a fost supus unui lung șir de tratamente, suferind chiar și două intervenții chirurgicale. Însă boala nu i-a dat pace lui Doru. Lupta cu viața continuă în fiecare clipă. Este un diagnostic greu, tumoare pe creier, care a schimbat cursul vieții unui tânăr cu vise mari. Doru Harcău este acum spitalizat la o clinică din Germania, unde un tratament de 3 luni îi poate oferi șansa la viață. Însă prețul acestuia este prea costisitor pentru familia greu încercată, care totuși cu mari eforturi a acoperit prima lună de tratament. Dar pentru ca Doru să poată spera în continuare la viață, mai este nevoie de suma de 70.000 de euro. Prietenii și familia fac un apel umanitar către fiecare dintre noi, sperând ca puțin cu puțin Doru poate continua acest tratament prin care îi se oferă șansa la viață. Cei care doresc să contribuie la achitarea tratamentului lui Doru, dar și pentru a afla povestea acestuia, pot suna la numărul de telefon 0738427023 sau pot dona direct orice sumă de bani la conturile afișate pe ecran.